O nouă zi, o nouă criză existențială legată de tibiarul interminabil, la care nu știi când o să mai ajungi în viața asta. Pentru că nu mai este cazul să adăugăm și mai multe cărți la acea listă de cărți de citit. O să facem un anti-tibiar astăzi, adică câteva cărți la care eu consider că cel mai probabil nu o să vreau să ajung vreodată. Am zis 10 cărți în titlu, chiar dacă de fapt sunt mai multe, pentru că e vorba și de serii, dar pentru că nu am stat să număr fiecare carte din serie și pentru că dacă oricum n-am de gând să citesc prima carte, clar nu o să le citesc următoarele, am considerat că pot să încadrez și seria sub un singur număr. Acum, ideea e că aceste cărți sunt destul de populare și probabil iubite de foarte multe persoane, deci sper să nu vă supărați pe mine pentru că le-am inclus în acest videoclip, dar fiecare avem gusturi diferite și nu cred că ar trebui să ne judecăm unii pe alții pentru asta, deci să începem! În primul rând, nu cred că o să citesc ceva de Sarah J. Maas. Știu că e plin TikTok-ul și BookTok-ul de cărțile ei, mai ales de seria Throne of Glass. Foarte multă lume le recomandă, dar sunt fantasy și deja știți, cred că genul fantasy nu este neapărat preferatul meu, nici de departe. Faptul că am citit și mi-a plăcut Visul își alege visătorul este o excepție monumentală de la regulă și nu o să mă mai ating, cred că, prea curând de fantasy de bunăvoie și nesilită de nimeni. Și având în vedere că sunt și recomandate de foarte multă lume, cred că ar fi și mai mare presiunea pe mine să-mi placă și tocmai de asta, oricât de paradoxal sună faptul că sunt foarte recomandate și nu vreau să le citesc, that's how it is. Tot în categoria fantasy urmează Șarpe și porumbel și tot ce mai gravitează în jurul ei, pe care la fel am văzut-o anul trecut masiv pe BookTok, dar care nu mă atrage în absolut niciun fel, îmi pare rău, no thank you. Argumentul e cam același ca pentru Throne of Glass, pur și simplu not up my alley. Cred că e prea populară cartea și prea mare presiunea ca să simt că nu aș fi influențată în momentul în care o citesc, mai ales că nu e un gen cu care sunt suficient de confortabilă. Urmează încă o serie, seria Bridgerton, care efectiv over my dead body. Nici la serial nu cred că aș suporta să mă uit și asta din cauza plotului, dar pe baza review-urilor și a ce am mai văzut pe internet, nu cred că aș suporta să o citesc din cauza stilului în care e scrisă, care pare a fi absolut groaznic. Sincer, sunt atâtea cărți de dragoste mult mai bune decât chestia asta și trebuie să recunosc că și recenza lui Jack Edwards m-a influențat în momentul în care el a spus Bridgerton, The Duke and I sau I'd rather puke and die, that was it pentru mine, nu mi-a mai trebuit să aud de Bridgerton like ever. L-am auzit pe Jack clar și tare și mi-a pierit toată curiozitatea legată de seria asta și acolo a rămas. Nu mulțumesc. Trecând mai departe, dacă ați văzut videoclipul în care făceam turul bibliotecii, știți că am toată colecția de cărți Dan Brown, From What I Know, poate mai sunt și altele, dar la ultima verificare era toată colecția. Am citit nici măcar jumătate, deci 20 de pagini din prima carte și mi-am dat seama că nu e deloc pe gustul meu stilul în care scrie Dan Brown și că o să mă plictisească teribil. Mama a citit toată cartea, prima, și mi-a confirmat că, într-adevăr, e plină de descrieri foarte complexe și lungite, care nu se mai termină și viața e prea scurtă pentru așa ceva. Mai ales că nu sunt genul care ai răbdare cu pasaje de astea și mă frustrează în momentul în care mi se pare că e lungit în mod absolut inutil, decât să fiu tot timpul frustrată în timp ce citesc, să aștept să se termine toată descrierea ca să văd ce se întâmplă. Mai bine mă lipsesc. Acum aici sunt două cărți care sunt destul de populare prin România și au fost citite masiv acum vreo 5 ani. E vorba de seria Fluturi de Irina Binder, Not Now, Not Ever. Am auzit suficiente păreri și review-uri cât să mă conving că nu o să fie deloc pe placul meu și că nu e scrisă tocmai bine. În aceeași ordine de idei, încă blestem ziua aia din clasa 10-a când am hotărât că ar fi o idee bună, chiar foarte amuzantă, să cumpăr Sujura Mona de Andrei Ciobanu, pe care evident că nu am terminat-o, pentru că mi s-a părut legit o glumă proastă, așa că nu o să o reiau vreodată nici pe ea, nici pe sorsa Sujo Andrei. O altă carte pe care am văzut-o chiar peste tot acum vreo 3 ani, cam așa, și încă mai răsare așa din neant, din când în când, este Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Nu m-am uitat la review-uri, dar Nu știu dacă am văzut titlul mai cringe și mai clișeic decât ăsta și știu, ok, nu judecăm o carte după copertă, dar o judec după titlu și titlul îmi spune fugi și nu te uita înapoi. Urmează apoi o carte care e destul de controversată, poate, și anume It de Stephen King, despre care m-am auzit și păreri împărțite, dar este un mamut de carte. Am văzut filmul, am văzut și vlogul Roxandrei în care a citit cartea asta și concluzia este că nu mulțumesc. E lungă de numa, plină de secvențe descriptive sau nu, care încarcă efectiv cartea, fără să fie relevante în vreun fel, in the grand scheme of things. Finalul / plot twist-ul e gen de toată jena și e plină de secvențe low-key scârboase. Sincer, why would I want to do that to myself? Ne pare rău, domnul King, dar it's a pass. Acum, încă o serie populară și anume seria Dune, care a crescut în popularitate odată ce a apărut filmul anul trecut, dar tot cu apariția filmului am aflat că acesta acoperă doar o fracțiune din universul Dune și un film de aproape 3 ore. Pe lângă că îi dystopic / fantasy vibes, care nu sunt absolut deloc my cup of tea, are o enormitate de subploturi și chestii derivate din acțiunea principală, multe cărți în care, din câte am văzut, am impresia că se vorbește mult, fără să se întâmple de fapt mare lucru. Dacă mai adăugăm peste asta și mai big book fear, avem rețeta perfectă pentru carte de care o să mă feresc în mod conștient o viață întreagă. Și în încheiere avem non-ficțiune, mai exact self-help, toată serie de cărți cu arta subtilă a. Am citit Arta subtilă a nepăsării și mi-a fost de ajuns, absolut de ajuns. Arta subtilă a seducției și Arta subtilă a disperării. Dacă mă vedeți citind așa ceva, sunați la poliție, pentru că m-au răpit și mi-au spălat creierul. That is not me, I repeat, that is not me. Nu suport, în general, cărțile de dezvoltare personală, e un lucru super subiectiv, dar dacă pentru tine funcționează, that's great, that's amazing, dar personal mi se par o risipă de timp și de bani. Mai bine mi-aș pune banii deoparte și aș merge la actual therapy ca să lucrez pe mine, mai ales că eu nu consider, cel puțin, că rămân cu nimic din ele, chiar dacă le subliniez frumos și îmi notez pasaje și mai departe, șansele să revin la ele sunt nesemnificative, deci pur și simplu rămân acolo uitate de vreme și n-am rămas cu nimic, mi-am pierdut și timpul și banii cu cartea respectivă, fără să aibă vreun efect sau vreun impact real asupra mea. Dar, again, asta sunt eu, poate pentru voi funcționează, ceea ce este absolut amazing, dar pentru mine am citit, nu știu, 2 sau 3 cărți de self-help și a fost arhi-suficient. Da, prieteni, astea fiind spuse, cam ăsta este videoclipul. Dacă aveți și voi cărți pe care credeți că nu o să le citiți în viața voastră, vă rog să spuneți în comentarii, sunt tare curioasă să văd care este antitibiarul vostru. Probabil, de-a lungul timpului, o să mai apară în minte cărți pe care nu le-aș citi vreodată și poate o să facem și o parte 2 la acest videoclip, dar momentan astea au fost cărțile, asta am fost eu și să ne revedem cu bine data viitoare!